Și am aterizat și prin Trabzon, la propriu am aterizat. Nu am filmat foarte multe chestii sau nu am văzut foarte multe chestii pentru că sunt aici pentru un workshop în cadrul unui proiect de la muncă. V-am lăsat eu așa câteva imagini pe aici, pe acolo, dar sper ca zilele următoare să apuc să vizitez așa, măcar puțin pe aici. Astăzi chiar am avut o activitate faină pe plajă și am avut baftă că a fost cald și nu a fost înnorat și frig. Și în continuare vom merge tot pe plajă, dar pentru partea de cină, la un restaurant super, super fain. Așa că profit cumva de ocazie 2 în 1, muncă și puțină distracție, să spun, și explorare așa a orașului Trabzon. Acum, na, să vedem ce va mai urma. Aseară, la fel, n-am mai apucat să filmez pentru că am venit și noi, ne-am lăsat toate chestiile la hotel și apoi am fost să mâncăm și am avut de mers pe... Am un fel de șosea de coastă, dar este tip autostradă, iar la un moment dat nu aveam trotuar, o porțiune așa de drum nu aveam trotuar și mergeam cumva pe autostradă, deci numai de filmat, sincer să fiu, nu mi-ar dea, plus că eram praf de oboseală, când ne-am plecat la 3 dimineața din Constanța și am ajuns la 4 după amiaza în Trabzon, două zboruri am schimbat în Istanbul, dar a fost ok, zborurile au fost foarte ok, drumul lung, na. N-ai ce să-i faci, deși zborurile sunt scurte, dar drumul până la aeroport și după aia așteptatul prin aeroport ia ceva timp. Dar mă bucur, sincer să fiu, că sunt aici și chiar îmi place super mult hotelul la care stăm și cum este el făcut așa și decorat, mai ales partea aceasta din spate. Cred că vă lăsați ceva cadre cu fântâna din, de aici din curte și aici deasupra mea. În spatele meu am așa cumva o bucată de munte, de stâncărie, pe care i-au făcut așa frumos cu plase și au integrat un peisaj, se dezvoltă vegetație și tot pe ea. Da, cam asta, sincer să fiu, pot să vă spun în acest moment. Când o să descoper și eu mai multe de pe aici, o să vă arăt cu siguranță. Până atunci, eu vă pup și să vedem ce mai urmează.
dimineața și este ultima dimineață în Trabzon. Ieri n-am apucat deloc să vorbesc cu voi, dar am lăsat ceva imagini. Asta pentru că am avut o zi plină, am fost la o activitate la o școală, apoi am vizitat sediile lor de la universitate și la final v-am lăsat ceva imagini de la o stație de reciclare superbisimă și foarte fain compartimentată și computerizată. Și deci era super, super, super bine organizată, ceea ce m-a impresionat foarte tare. Iar astăzi o să mergem puțin să ne plimbăm pe aici, prin Trabzon, să vedem și noi cât apucăm să vizităm, pentru că o să avem avionul puțin mai târziu și plecăm în drumul de înapoi spre casă. Dar ce am apucat să vă pun acum, chiar am fost impresionată. Bine, asta din ce ne-au organizat partenerii de aici să vizităm, am spus, deci chiar am fost impresionată de ziua de ieri și de copiii de la școală, care erau, zice, o dulceață erau, zice, o dulceață, cum s-au pregătit ei, cum au pregătit ei totul acolo și cât de conștienți erau despre ceea ce vorbeam, adică despre partea de deșeurile marine, dar și de stația aceea de reciclare. Astăzi nu știu încă ce o să vizităm, pentru că la fel ne organizează băieții de aici, le-am spus să ne surprindă, că na, ei cunosc mai bine orașul și știu cam ce timp avem la dispoziție și cum ne putem încadra, dar o să mergem să descoperim și noi puțin, că na, tot am fost pe aici, zic să descoperim puțin din oraș. Oricum, este o zonă superbă, mie am mai repetat și o să mai repet, îmi place foarte mult combinația de mare cu munte, iar aici o avem la totală discreție. Și aici în spatele meu este cascada de care vă spuneam eu zilele trecute la un moment dat, cu au cei de la hotel făcută cascada, fântâna. Da, și cam asta ce pot să spun pentru moment. Vedem ce mai vizităm astăzi, pe unde mai mergem și cu siguranță vă las imagini. Acum nu știu dacă o să apucăm să mai vorbim. Dacă nu apucăm să mai vorbim, o să discutăm puțin acasă. Până una alta, ultima dimineață în Trabzon și mergem și noi să ne plimbăm. Thank you.
dimineața și dacă mă vedeți aici înseamnă că am ajuns și eu acasă. Am ajuns aseară, dar pe la vreo 1 noaptea, cam așa. Așa că ieri nu ne-am mai auzit. Am fost până la urmă, ne-am plimbat puțin, am avut cam 3 ore la dispoziție, cred că vă spuneam. Și ne-am dus la Hagia Sofia, iar apoi băieții de acolo ne-au plimbat puțin prin oraș și am fost undeva sus pe munte la o terasă de unde se vedea super, super fain totul în partea de jos, orașul și marea, unde desigur am băut o cafea turcească și ceai turcesc, pentru că altfel nu se poate. Sunt eu mare fană ceai turcesc, dar e ok, merge. Dar cafeaua îmi place super mult, pentru că na, eu sunt fană cafea. Iar pe ansamblu mi-a plăcut foarte mult călătoria aceasta, deși a fost scurtuță pentru că a fost în interes de muncă, dar eu v-am mai spus că îmbin așa utilul cu plăcutul întotdeauna, ceea ce mi se pare foarte ok și să profităm de toate momentele așa faine pe care le putem trăi. Nu am apucat să vizităm super, super mult din Trabzon, dar oricum am fost așa la locurile mai interesante, mai ales că partea de vizită ce am fost atunci în a doua zi a fost organizată din proiect și am fost în locații care aveau legătură cu ceea ce făceam noi acolo, așa că am apucat ceva, totuși am apucat să vizităm. Mie mi-a plăcut, a fost așa o relaxare frumoasă cât a fost, mai ales că în Trabzon nu mai fusesem până acum, așa că m-am bucurat de tot. Mi-a plăcut super mult și aeroportul, că era așa pe malul mării, ceea ce mi se pare așa foarte fain să decolez cu marea pe o parte. Ce am mai făcut? Am și ceva cumpărături făcute, dar cred că o să le bag eu într-un video separat, pentru că sunt ceva chestii. Bine, unele sunt cumpărături făcute, altele sunt niște cadouri primite de la partenerii din proiect, dar cu siguranță o să le pun într-un video separat, ca să nu mă întind aici super, super mult, așa că va urma. Imediat după acest video încerc să urmeze cel cu holul de cumpărături din Turcia. Pentru moment, ce pot să spun? Sper că v-a plăcut acest video, vă super mulțumesc pentru vizionare și ne revedem cât de curând la un nou video. Vă pup! Pa, pa!